E așa o ieșire relaxantă înainte de interviul cu asta? Normal, am ieșit la, la restaurant. Este o, o ieșire plăcută și relaxantă. Cum va fi meciul cu asta, tu cum ai zis? Va fi un meci greu, echipa bună și dacă vom da totul pe teren, vom juca la potențial maxim, cu siguranță vom completa, știi. Se va juca pe Național Arena, în plus, pe terenul e foarte bun. Este cel mai frumos stadion din România. Este o plăcere să joci cu un asemenea stadion, mai ales când vor veni și mulți suporteri, atunci se va crea o atmosferă foarte, foarte plăcută și va, va împinge jucătorii către jucători. V-a prins bine pauza aceasta? Reîncepe Dinamo să câștige? Ați învățat să câștigați în pauza asta? Normal, dar nu jucăm la liga sau înfrângere. Păi nu știu, în ultima vreme n-ați mai avut victorii. Și asta nu înseamnă că am jucat la egal, doar la victorie jucăm și asta a fost să fie. Dacă am fost egalați în ultimul minut, se mai întâmplă. Noi știm ce avem de făcut, luăm meci cu meci și luăm serios și luăm la victorie. Astra e la fel de bună cum o luau de domnul Ciuboi. Eu nu comentez ce zic că alte persoane la fel de bine au Dar tu cum vezi situația? Cum spui să jucați sau în competiția europeană? Cum mai zis, noi luăm fiecare meci în parte. Sunt meciuri foarte tari. Fiecare echipă își dorește să câștige, să fie acolo pe podium. Noi ne dorim la fel. Depinde numai de noi și ce face pe teren ca să fim acolo sus.